Bună ziua, mă numesc Nichita Denisa, sunt alături de colega mea, Pop George Tavares. Reprezentăm Colegiul Economic Nicolae Titulescu și ca profesor coordonator am avut-o pe doamna profesoară... O să vă prezentăm utilitatea e-commerce-ului. O să începem cu definiția e-commerce. E-commerce-ul este procesul de cumpărare și vânzare a produselor prin mijloace electronice, cum ar fi aplicațiile sau internetul. Se referă atât la comerțul online, cât și la tranzacțiile electronice. Acesta și-a mărit foarte mult popularitatea în ultimele decenii și începe să lucrească tot mai mult magazinele tradiționale. Istoria e-commerț a început în anul 1994, când Phil Brandenburg, împreună cu Net Market, a făcut prima achiziție online, cumpărând un CD Sting. Astfel, era e-commerț a luat amploare. În anii 90, încep să apară companii precum... Încep să apară companii precum Amazonul și eBay, iar pe piață încep să apară și sistemele de plăți online, care îmbunătățesc experiența de cumpărători. Anii 2000 aduc și anumite probleme, cum ar fi problemele securității, și totuși acest lucru nu oprește dezvoltarea comerțului electronic. Odată cu apariția telefoanelor, acesta se dezvoltă mult mai mult, ajungând cunoscut pe întregul glob pământesc. Un impact mare îl are într-adevăr și pandemia de COVID-19. Importanța e-commerce-ului. Conform statisticilor, vânzările globale din e-commerce au depășit 5,7 trilioane de dolari în anul 2022, cu un număr total de cumpărători online de peste 2,14 miliarde. Importanța e-commerce-ului este evidențiată de numărul de cumpărători online aflat într-o continuă creștere și de veniturile generate de afacerile din această industrie. Un alt aspect al importanței e-commerce-ului vine din piața muncii datorită noilor joburi create de această industrie. E-commerce-ul vine cu o serie de avantaje și dezavantaje. Printre avantaje se enumără comoditatea. Tranzacțiile electronice pot să aibă loc oriunde și oricând, 24 ore din 24, 7 zile din 7. Selecția sporită. Există magazine pe care le putem găsi atât fizic, dar în mediul online pot să ne expună o gamă mult mai largă de produse. În același timp, există și anumite magazine care le putem găsi doar în mediul online. Costul de pornire potențial mai mic. Site-urile de cumpărături nu necesită plăți cu chiria, rafturi, vitrine, etc. Astfel, comercianții nu sunt nevoiți să plătească anumite cheltuieli. Vânzările internaționale, achizițiile din mediul online pot avea loc oriunde în lume, atât timp cât comercianții pot să le asigure transportul. Mai ușor de redirecționat clienții, pe măsură ce aceștia răspăiesc o anumită pagină, pot să le apară reclame, campanii de marketing sau ferestre pop-up. După cum bine știm cu toții, dacă avem avantaje într-un anumit domeniu, există și anumite dezavantaje. Acestea, în cazul e-commerce-ului, sunt următoarele. Serviciul limitat pentru clienți. Dacă faceți cumpărături online pentru un computer, nu puteți cere pur și simplu un angajat să demonstreze în persoană caracteristicile unui anumit model. Următorul dezavantaj este concurența mai mare, deoarece companiile de comerț electronic trebuie să aibă strategii de marketing atent și să rămână diligente, în optimizarea SEO pentru a se asigura că mențin o prezență digitală. Un alt dezavantaj ar fi securitatea datelor, pentru că site-urile de comerț electronic stochează adesea informații despre cardurile clienților pentru a permite achiziții mai rapide în viitor, astfel încât dacă un site este piratat, actorii amenințărilor pot obține astfel de informații. Un penultim dezavantaj pe care noi l-am centralizat este dependența de tehnologie. De exemplu, dacă site-ul se blochează, strânge o cantitate copleșitoare de trafic sau trebuie să fie oprit temporar din orice motiv, afacerea este efectiv închisă până când vitrina de comerț electronic revine. Penultim dezavantaj este lipsa satisfacției instantanee. Atunci când cumpărați un articol online, trebuie să așteptați ca acesta să fie expediat acasă sau la birou, după preferință. Pe parcursul acestei prezentări o să vă prezint două studii de caz. Primul dintre ele este un interviu pe care l-am luat unui elev de la Colegiul Economic Nicolae Titulescu și l-am rugat să-mi expună o situație în care a întâmpinat o problemă când a comandat ceva din mediul online. El a spus în felul următor, citez. Am comandat o pereche de Adidas, am selectat mărimea dorită și modelul. Plata a fost făcută cu cardul în momentul achiziției.
Mi s-a precizat că va ajunge maxim 30 de zile, în schimb va întârzia mai bine de o lună. Nu mi era urgent, deci nu am sunat la magazinul de la care am făcut achiziția. Când am ajuns, am fost dezamăgit să descoper că nu era nici mărimea și nici model dorit. Atunci am sunat și mi s-a oferit două variante. Returul și banii înapoi sau schimbarea produsului fără vreo taxă suplimentară. Am ales să-mi primesc banii înapoi. Acest caz a fost unul fericit în care consumatorul și-a primit banii înapoi. În schimb, există momente în care consumatorii devin în care consumatorii fac cunoștință cu frauda. Această fraudă este definită ca o acțiune pedepsită penal caracterizată prin înșelarea cuiva, mod deliberat pentru a obține un beneficiu ilegal. Furtul de identitate apare atunci când cineva însușește informațiile personale ale cuiva fără cunoștințele ultimului pentru a comite frauda. Not delivery of goods sau service merchandise, servicii care au fost achiziționate sau contractate de persoane în mediul online și care nu au fost niciodată livrate. Sau spoofing sau phishing, o tehnică prin care proprietorul își creează o identitate falsă prin e-mail sau site web. Acest lucru se face de obicei prin copierea conținutului web al unui site legitim pe un site fraudos, Nopia. Principale tipuri de e-commerce. Avem business to business, care este de fapt un tip de e-commerce între două societăți sau două companii. Aici, o afacere de comerț electronic vinde unei altea anumite afaceri. Business to customer este un tip de comerț electronic popular care implică companiile care își vând produse sau servicii direct utilizatorului final. Și customer to customer, unele platforme de comerț electronic sunt ca piețe digitale care conectează consumatorii. Un exemplu este eBay, care permite unui consumator să listeze și să-și vândă produsele unui alt consumator în mod direct. Consumatorul, modul de e-commerce, ultimul, este customer to business. Pentru acest tip de comerț electronic, consumatorii își vând produsele și serviciile către întreprinderi. Am să vă prezentăm două statistici referitoare anului 2022. În anul 2022, România a cheltuit 6,3 miliarde de euro în mediul online. 66% din populația țării noastre a făcut măcar o achiziție în mediul online. Astfel, România ajunge pe locul 12 în Europa, întrecând Italia cu 49%, Turcia cu 42% și Bulgaria cu 41%. Statistici referitoare anului 2022. Potrivit Eurostat, cele mai importante trei categorii de produse și servicii comandate online în 2022, la nivel european, au fost 42% îmbrăcăminte și încălțăminte, 19% îmbrăcăminte și încălțăminte, livrări fast food și 17% cosmetice, 22% altele. Un al doilea studiu de caz este un sondaj la nivelul Colegiului Economic Nicolae Titulescu, în urma căruia am realizat următorul studiu. Participanții au afirmat că principalele motive pentru care preferă comenzile online sunt rapiditatea și diversitatea produselor. În mediul online reușesc să găsesc mult mai multe variante ale unor produse decât dacă m-aș duce personal la magazin, a spus un participant la sondaj. Când vine vorba de timpul alocat cumpărăturilor online, acesta variază între o oră și două ore pe zi. Conform sondajului, am descoperit că 60% din participanți cheltuie lunar între 100 și 500 de lei, în timp ce 20% cheltuie între 50 și 100 de lei, iar 13,3% peste 500 de lei. Și totuși, în ciuda sumelor alocate și avantajelor enumerate înainte, 53,3% au afirmat că au întâmpinat probleme când au achiziționat ceva din mediul online. Marea problemă fiind neprimirea produsului dorit sau primirea unui alt produs. Putem trage astfel concluzia că comerțul electronic ne dă o oarecare nesiguranță când comandăm. Comerțul electronic a devenit o parte importantă din viața noastră. Ne ajută și ne oferă o gamă largă de avantaje pe care le valorificăm. Chiar în acest moment, în timp ce stăm în fața dumneavoastră și vă expunem această prezentare, în țară și pe tot globul pământesc au loc mii de achiziționări din mediul online. Consumatorii își procură bunurile care au nevoie, iar comercianții își generează veniturile. Metoda online devine din ce în ce mai populară și se dezvoltă pe zi ce trece. Totodată,
putem pierde și sume destul de mari dacă nu suntem precauți. Astfel, comerțul online poate fi un avantaj pentru noi și ne poate ajuta mereu, dar totul depinde atât de noi, consumatorii, cât și de comercianții care trebuie să respecte legile. Vă mulțumim! Interesant, în cazul vorbă, știi cumva România ca și țară cum se situează în acord cu celelalte țări, din punct de vedere al comerțului online? Păi, am spus înainte că este pe locul 12 în Europa. Deci asta vreau să scoatem în evidență, că suntem destul de jos. Este pe locul 12 în Europa totală, în schimb este pe locul 3 în Europa de Est. Și cum credeți că a influențat pandemia? Da, a influențat pentru că în momentul acela a fost mai greu să mergem să ne cumpărăm anumite bunuri de la magazinele... de la magazine. În schimb, a fost mai ușor pur și simplu să intrăm online și să facem anumite click-uri pentru a ne primi produsele direct la casă. Am realizat că putem face multe lucruri. Da. În schimb, și în timpul pandemiei au apărut foarte multe platforme online de achiziționare. Spre exemplu, și înainte nu puteai să mergi să dai comandă la Kaufland, dar un exemplu, în schimb, acum puteți să mergem și să comandăm oriunde. Bine, vă mulțumesc! Mulțumesc!